Bună seara! Astăzi o să avem o emisiune foarte interesantă de ce fumăm. Știți că m-am gândit foarte mult la treaba asta și toată mă gândesc că Dumnezeu mă trimite către un loc special ca să observ, să analizez și la un moment dat să dau un verdict. Și mie mi se pare că totuși în România se fumează foarte mult. Și mă întrebam de ce se fumează în România atât de mult în comparație cu alte țări. Eu am fost fumător din când mai fumez, deci nu. Nu fac o apologie a fumatului, ci fac o analiză a fumatului. Și m-a interesat să fac această analiză a fumatului pentru că evident toate părerile sunt contra fumatului, dar părerile contra fumatului fac ca oamenii să se simtă vinovați că fumează. Eu nu mă simt absolut deloc vinovat că fumez. Încerc să-mi țin organismul în stare de funcționare și cum să vă zic? Eu am avut o bunică care a trăit până la 91 de ani și a și fumat. N-a fumat în sensul că fuma și el câteva țigări pe zi la cafea. Iar sora aia a murit la 90 și nu știu cât de ani și fuma două pachete de bucești pe zi. Deci, din perspectiva asta, n-a murit nimeni de cancer. Deci, sunt absolut convins că fumatul e dăunător organismului. Da? Bun. Și o să vă explic și cum. Haideți să vă explic. Asta este omul. Omul ăsta fumează. În momentul în care fumează, chakra gurii se rotește invers. Deci se deschide o anti-chakra. Și din cauza deschiderea anti-chakra apar problemele de gură, de dinți. De cele mai multe ori, tot ce ține de boli de dinți, au ca și cauză fumatul. Dar să nu credeți că e numai asta, pentru că eu am văzut oameni care au probleme mai mari cu dinții și nu au fumat niciodată. Deci nu este o caracteristică. Dar este un factor favorizat. Da? După aia, se duce, evident, pe... și intră în prămâni, da? Și îți blochează și chakra inimii și ți-o întoarce pe dos. Se deschide aici chakra și la nivelul chakra inimii. Mai scoți și pe nas, fum, se duce și mai sus. Și se deschid centri energetici negativi și mai sus. Deci, din perspectiva asta, fumatul automat dă drumul la întuneric pe aici, la nivelul gâtului, la nivelul gâtului, deci gurii, și automat la nivelul nasului. Deci, îți afectează respirația, gâtul, pieptul. Asta nu mai vorbim de nicotină, nu mai știu ce care are efecte și mai departe, artere, etc. Știți, pe mine m-a interesat foarte mult ce cu fumatul ăsta. De ce? Păi, eram student la medicină și făceam... și făceam practică la spital la Viting. Și la spital la Viting erau oameni care fumau și care aveau probleme de... aveau arterită, da? Deci, probleme de artere periferice. Pentru că nicotina, și nu numai, produce o vasoconstricție. Deci se strâng vasele de sânge periferice. Și de asta are și dă și atacuri cerebrale și infarct. Dar dă și arterita asta. Bun. Automat pulsul la picioarele scădea. Picioarele se necrozau. Mă rog, tot le făceau pe acolo și le spunea, domne, tu nu înțelegi că dacă mai fumezi, fumam și eu, o să stai în picioare? Dom'le, fumau încă în picioare. Deci l-au tăiat picioare. Dar tot nu s-au pus de fumat. Și am vrut să văd de ce este atât de greu. Care este motivul pentru care? Păi, foarte simplu. Aici o leg cu o altă perioadă a mea, perioada când eram medic pe secția de psihiatrie. Și când eram medic pe secția de psihiatrie, bolnavii psihotici, psihoticii mai mult decât depresivii, adică
sunt aia foarte furioși, da? Fumau țigară de la țigară. Le sudau. Când aveau crizele alea, domnule, le sudau. Și, bine, eu am observat treaba asta, că n-am observat. Deci, domnule, dar de ce un bolnav psihic le sudează totuși țigările? Bun. Și au trebuit să treacă vreo 20 de ani. Și m-am dus să testez artele marțiale și să fac antrenament în regim profesionist. Bun. Și am început eu să mă antrenez. Am fost greu. Și antrenorul meu, cu cel care mă antrenez, era fumător. Vreau să vă spun bine, ca o paranteză, pentru mine fumatul era o revenire pe pământ. Că avem vibrație mare, după terapie sau mai știu ce. Când trebuia să mă duc la sală, fumam două țigări ca să revin la vibrația aia, stării de box. Bun, și am început eu antrenament, am început ceea ce se cheamă încărcare. Încărcare este valabilă pentru orice sportiv, este cât poți tu să te încarci cu energie negativă. Țin minte o secvență din un interviu al lui Cassius Clay cu un reporter. Și reporterul i-a dat un pumn scurt, în burtă. Și Cassius Clay s-a lăsat, zice, de ce dai? Că zice, nu sunt antrenat. Adică cum? Cassius Clay avea o problemă când era lovit de un report că era un moșuleț în stomac, pentru că nu era antrenat. Și atunci am înțeles eu, de fapt, ce e cu încărcarea asta. Încărcarea înseamnă capacitatea unui sportiv de a se încărca cu energie negativă. Asta este bună în rezistență, forță, explozie, etc. Bun. Omul se comportă ca un lucior. Ei, și la un moment dat, încărcarea asta înseamnă că se încarcă cu ce? Cu energie negativă. Și țin minte un boxer de la nostru care începea, care povestea că în momentul în care făcea încărcările astea, deci el boxer profesionist în Canada, când făcea încărcările astea, avea crize de nervi și se descărca și se certa pe cei din familie. Și atunci a trebuit să meargă la un psiholog care să-i canalizeze această furie, nu pe familie, ci pe adversari. Pentru că această energie pe care o încarci are agresivitate, are furie, are răutate, are de toate. Da? Bun. Și și-a făcut Bărgargeșanu încărcările. Și-a făcut Argeșanu încărcările și s-a dus la minus 60, mi se pare. Evident că avea criză de nervi. Bun. Și mi s-a spus. Băi, fii atent. Dacă fumezi, fumatul îți ia din încărcare. Cum adică din încărcare? Și a început Argeșanu să fumeze. Ia să vedem. Când eram eu într-un vârf de formă, consideram eu că sunt într-un vârf de formă, și o să îți dai seama în funcție de câte reprize treci, dacă trebuie să sar coarda, etc. Nici eu nu credeam că aș putea să sar coarda la 44 de ani. Da? 5 milioane de ani. Am făcut ușor. Deci am început să fumez. Și fumând, am observat ceva. Dom'le, că în momentul în care fumam, ce pierdeam? Din întuneric. Adică, fumatul este contraindicat sportivilor care fac sportul de contact. Și orice sport. De ce? Pentru că te descarcă de energia asta care este utilă în tot ce înseamnă manifestare în plan fizic. Forță, agresivitate, viteză, putere, ce vreți voi. Și am început să fumez, să văd ce se întâmplă. Bun. Ei, imaginați-vă ce înseamnă. Un sportiv care e încărcat. Deci, ce este asta? Ca să fie mai clar. O oală sub presiune.
Da? La o altă supresiune, când ajunge la presiunea maximă, ce începe să facă? Începe să dea pe fel. Și atunci am făcut următoarea legătură. Dom'le, dacă un sportiv de performanță fumează. Deci dacă fumează, pierde 40% dintr-un antrenament de pe zi. 40%. Dacă mai bea și cafea, pierde și mai mult. Cafeaua și fumatul sunt total contrazise contra unui sportiv de performanță. Bine, sunt și excepții. Sunt cei care au acces la energie negativă în alt de vis și au destul că pot să fumez oricând, că oricum eu de unde se ia. Dar cei care sunt formați și sunt antrenați, nu cei care vin, 40% din antrenament scade numai că fumezi și cu bine cafea. Nu mai vorbesc de sec și de alcoolism. Bun. Vorbesc de chestiul 3. Chestiul 3 făceam călcare un an de zile. Deci nici măcar sex nu făceam un an de zile, că sunt cancer negativ. Da? Bun. Și atunci mi-am imaginat ce înseamnă. Deci ăsta nu e sportivul de performanță. Ăsta este bolnavul psihotic, care e foarte încărcat negativ. Și începe să fumeze. Nu e asemănătoare? Ideea? De fapt, el elimină energie negativă. Da? În trecut, fumatul era folosit de șamani ca formă de vindecare. Ca formă de armonizare. Se fuma pipa păcii. De ce? Fumând pipa păcii se producea armonizare. Ieșea la suprafață energia negativă din oameni și automat ei se armonizau. Deci nu fac apologia fumatului. Fumatul este negativ. Da? Dar, dom'le, cei care fumează, nu vă mai simțiți vinovați că fumați, că sentimentul de culpă e mai nasol decât fumatul. Faceți în așa fel, încât, eu știu, beți lapte, la, ca să puteți să faceți față. De ce? Laptele crește capacitatea de, cum să spun eu, de secreție, de mucus, de mai știu eu ce, care vă este util pentru eliminat diverse de prin plămâni. Da? Bun. Și atunci, omul care este bolnav, este de fapt supraîncărcat și în momentul în care fumează, elimină energia negativă. Da? Deci, orice supraîncărcare din asta poate să fie o supraîncărcare energetică karmică și atunci oamenii simt nevoia ca să fumeze, tocmai ca să se elibereze de energia asta negativă. Asta este valabilă câteodată și la terapeuți care preiau foarte mult. E valabilă chiar și la unii preoți. Deci pe mine mă supără. Nu mai supără. Până înainte eram așa cum adică un preot care fumează. Dom'le, un preot care fumează, deci care preia de la... Și am văzut preluări de la preoți, adevărat. Evident poți să sublimezi și altfel energia. Da? Poți să ajungi să sublimezi altfel energia. Dom'le, dar depinde foarte mult cât preiei, că nu poți să sublimezi. Deci vreau să vă spun ceva. Eliberarea de energie negativă prin fumat este mult mai mare decât tot ce face. Din păcate. N-am găsit data. La ora actuală. Și atunci, dom'le, nu-i mai face să simtă vinovați pe cei care fumează. Asta este una. Voi care fumați, încercați să vă lăsați. Ca să puteți să vă lăsați, trebuie să vă scoateți, cum să vă zic eu, la suprafață frustrările, complexele, toate norocele din voi. Pentru că impulsul interior care determină nevoia de a fuma, să dai afară, este tocmai energia negativă de la nivel interior. La un moment dat țineam un curs, nu zic unde, mă rog, cursul era organizat de preot, nu zic numele, și părintele respectiv mă întâlnesc cu el să la o cafea și zic, stau și la un moment dat, păi, zic, îmi aprind o țigară. La care el zice, Dragoșe, dar ce supărere are să tu, măi copilă? N-am înțeles atunci. Fumatul este o formă de ardere a supărărilor interioare. O formă de liberare. Și fumătorii știu treaba asta. Ei decât să țipi, mai bine fumează o țigară. Alții preferă să țipeți, dar voi să spargă. Mă rog, sunt distructivi în noi exterior. Deci sunt primul care spun că fumatul e nociv, din punct de vedere medical. Plămâni, vase de sânge, gură, dinți, tartru, carii. Sunt primul care zic treaba asta. Dar, propuneți-vă să vă lăsați de fumat. Dar vreau să înțelegeți ce se întâmplă în voi și clar, veți putea să vă lăsați de fumat când tensiunea asta interioară
va scădea și momentul în care veți fi voi pregătiți să vă lăsați la nivelul sine. Pentru la mine vin foarte mulți oameni care zic, domnule, vreau să mă las de fumat. Da. Dar eu nu mă sun la nivel de sine. La nivel de șarpele Kundalini. Și dacă la nivel de sine tu nu vrei să te lași de fumat, degeaba. Ba din contră. Devii un frustrat. Cum îți dai seama de un om care e frustrat? În momentul în care deranjează că alții fumează. În momentul în care deranjează că, bine, e firesc că dacă nu mai fumezi, te deranjează că suflă cineva. Fumă în față. Corect. În momentul în care, iar fumezi, e evident. Vă dați seama. E o expresie. Doamne, e foarte drăguț să pupi o fată sau un bărbat care fumează. Știți expresia? E ca și cum te-ai pupa cu o strumieră. Da? Deci, clar nu e plăcut pentru cineva care fumează, care nu fumează, să aibă relație cu cineva care fumează. Și e de înțeles. Da? Bun. Evident că în ziua de astăzi, în care sexul nu e atât de frecvent, da? Avem o viață sexuală proastă. Avem o educație sexuală proastă. Avem o educație creștină sexuală proastă. Deci totul e greșit în tot ce privește sexualitatea. E evident că cumulul de energie negativă de la nivel interior este foarte mare la acest neam. Care și așa e depresiv. Păi dacă mai iau și fumatul, că sexul l-am luat, că e cel mai mare păcat, știți, biserica zice, sexul e păcat. Fumă mai puțin așa. Nu e, da. Fumatul e mai distrugător. Da? Ei, evident că omul are nevoie să defuleze. Și fumatul este o formă de defulare. Și asta e tot. Bun. Cum putem să schimbăm fumatul? Greu. Ca să schimb fumatul, trebuie să schimb impulsul din mine. Deci eu am un impuls. Impulsul ăsta de cele mai multe ori are natură sexuală. Dom'le, dacă n-ai nici sex, să fim serioși, atunci fumatul se transformă în poftă de mâncare. Deci fumatul este o manifestare a energiei sexuale din mine. Da? Deci dacă nu am sex, măcar fumez. Dacă nu fumez, o să mă apuc să mănânc ciocolată sau mai știu eu ce. Și atunci mă îngraș. Să știți că toate sunt distructive dacă sunt făcute prost. Și fiecare să-și alege treaba lui, dar măcar știu despre asta vorba. Dacă e vorba să mă întrebați pe mine, cea mai bună soluție ar fi să faceți sport. Deci eu întotdeauna când fac sport, nu mai fumez. Mă refer când alerg, când aia, când fac sport. Dacă nu, că e o formă de consum a energiei întâlnești și nu mai simt nevoie. Dacă nu fac, atunci automat simt nevoia asta. Pentru că e o formă de reglare a organismului interior. Și eu recunosc, eu slăbiciun, care e problema. Eu îmi recunosc slăbiciunea. Nu e singură. Da? Și atunci, încetați să mai simțiți vinovați, gândiți-vă ce vreți să faceți cu viața voastră. Dacă vreți să urcați, oricum fumatul nu este atât de periculos în evoluția spirituală. Mă refer că nu îți cade foarte mult valorile interne. Dar îți cade protecția divină, te face vulnerabil. Deci nu e. Clar nu e bun. Mă rog. Probabil că o să mai facem o emisiune cu întrebări despre fumat când o să vedeți emisiunea asta. Vă mulțumesc pentru că v-am fost de folos. Dacă nu fumați, nu vă apucați. Dacă fumați, încercați să vă lăsați. Dar cel puțin încercați să înțelegeți fenomenul. Era o reclamă. Cele mai frumoase reclame erau cele de la Marlboro și erau făcute de Yul Brynner. Yul Brynner era un cowboy, chiar. Și ăsta a făcut reclame la țigări până a murit. Și când a murit, a făcut ultima și a zis, dacă fumați, o să ajungeți ca mine. Și a murit. Bun. Deci a făcut un film când era pe patul morții și a zis, dacă fumați, o să ajungeți ca mine. Bun. Să vă fie de folos. Vă doresc o seară bună.
La revedere!